CSMD va a suferit o nouă înfrângere din tot atâtea jocuri în actuala ediție a Ligii Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc. De data aceasta, devencele au pierdut cu 27-14 pe terenul celor de la Dacia Mioveni, principala contracandidată la retrogradarea directă. Era un joc în care îmi pusesem multe speranțe, pentru că ne luptam cu echipa pe care am identificat-o, dacă pot să spun așa, ca și o principală contracandidată la evitarea retrogradării directe. Și de asta mi-am pus speranțele mari că după 8 etape în care de multe ori am fost în apropierea unui rezultat favorabil nouă, aici mă refer la meciul cu Craiova, la meciul cu Slatina, am crezut că aici putem să facem și noi măcar un rezultat de egalitate, jucând pe terenul contracandidatei. Dar se pare că m-am înșelat. Pe lângă faptul că echipa din Deva a pierdut pe terenul principalei contracandidate la evitarea retrogradării, eșecul este cu atât mai dureros cu cât reprezintă înfrângerea la cel mai mare scor pe care a încasat-o CSM în actualul campionat. Nici CSM București, echipă pe care știți foarte bine ce jucătoare are acolo, nu ne-a bătut la așa diferență de scor. Deci e cea mai mare diferență. Eu, din punctul meu de vedere, nu credeam niciodată să pierdem la așa diferență sau la modul ăsta de abordare a jocului. Pentru a ajunge la barajul de evitare a retrogradării, CSMD va trebui să obțină măcar un punct pe terenul unei alte echipe mai bine clasate, deoarece este greu de crezut că în retur se va obține o victorie la mai multe de 13 goluri în fața Mioveniului. Conducătorii clubului devean cred că ajungerea în baraj va fi foarte grea, dar nu și imposibilă. Avem dezavantaj față de ei că am pierdut la ei acasă la foarte multe goluri, lucru care ne îngreunează un pic situația și ne obligă să facem un punct măcar din altă parte, în lupta directă, luând în calcul că la Deva în retur, când o să vină, victoria va fi de partea noastră. Atunci diferența de golaveraj noi trebuie să reglăm printr-un punct luat în afara jocurilor directe. Nu este imposibil, dar... Campionatul s-a întrerupt până după anul nou pentru participarea echipei naționale la campionatul mondial, iar în primul joc din 2022, CSMD va întâlni pe teren propriu pe HC Zalău, o echipă mult mai bine cotată, clasată pe poziția a 7-a din 14 și care luptă pentru calificarea în cupele europene.